Salutare YouTube, salutare prieteni, la mulți ani Constantin Brâncuș! Astăzi este ziua în care geniul sculpturii se năștea la 19 februarie în anul 1876 în satul Hobița, comuna Peștișani, județul Gorj. Constantin Brâncuș este înmormântat în Franța, la Paris, în cimitirul Montparnasse, alături de Natalia Dumitrescu și soțul acesteia, Alexandru Istrati, care a avut grijă de geniul sculpturii românești în ultimii ani, ei fiind și beneficiarii testamentului maestrului. Printre cele mai importante opere pe care acesta le-a lăsat poporului român și lumii întregi, se află chiar aici, la Târgul Jiu, în grădina publică, după cum veți vedea în materialul care urmează. Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Poarta Sărutului face parte din tripticul ansamblul monumental din Târgu Jiu, alături de Masa Tăcerii și Coloana Infinitului. Lucrarea a fost amplasată pe locul ei în luna octombrie 1937 și a fost sculptată în prima parte a anului 1938, fiind finalizată la 20 septembrie și inaugurată la 27 octombrie 1938. Poarta Sărutului se află amplasată pe aleea de la intrarea din parcul orașului. Este un trilit dăltuit din piatră poroasă, extrasă din carierele aflate în împrejurim, fiind alcătuită din două coloane groase, paralelipipedice, ce sprijină o arhitravă cu dimensiuni mai mari decât ale coloanelor. Având lățimea de 6,45 metri, înălțimea de 5,13 metri și grosimea de 1,69 metri. Pe fețele fiecărei coloane se regăsește simbolul sărutului, două jumătăți ale unui cerc, atât de caracteristic operei lui Brâncuș. Poarta Sărutului arată ca un arc de triumf, simbolizând triumful vieții asupra morții. La început a însăpat în piatră grupul celor două făpturi înlănțuite, în urmă, după lung timp, m-a purtat gândul spre chipul unei porți prin care să se poată trece dincolo. Acum am intenția să dezvolt siluetele în motivul de deasupra porții. Motivul sărutului prezentat pe stâlpii laterali sub formă stilizată a unor pupile uriașe este regăsit de-a lungul lintoului porții. Brâncuș spunea, ce sus e mic, jos este mărit. În capătul grădinii publice avem Masa Tăcerii, care reprezintă timpul prezent, fiind reprezentat prin dispunerea circulară a celor 12 scaune clepsidre care îl măsoară. Semnificația creației lui Brâncuș a fost supusă mai multor interpretări. Una dintre acestea este aceea că Masa Tăcerii reprezintă cina cea de taină, în care cei 12 apostoli se află în jurul lui Isus. Cele 12 scaune din jurul mesei sunt apostolii, iar masa îl reprezintă pe însuși Isus. Masa reprezintă și un simbol al reunirii familiei și al meditației, dorința lui Brâncuș fiind ca lucrarea să determine renașterea acestui vechi obicei străbun. Dar haideți mai bine, prieteni, să-l ascultăm pe Constantin Noica despre Constantin Brâncuș și Masa Tăcerii. Între tăceri, Brâncuș a ales-o pe cea mai adâncă, mai grăitoare decât toate, tăcerea omului, și a sculptat-o. A tăcea tăcere, ce lung infinitiv! Dar din tăcerea aceasta, ținând fie de istorie, fie de gramatica românească, el, Brâncuș, avea să facă un monument universal. Universal? Da, la propriu universal, adică plin de înțeles pentru oricine. O catedrală nu este așa.
O piramidă nu este așa. Dacă, ducând gândul până la capăt, îți închipui o ființă extraterestră venind să ne vadă, atunci nu-i poți arăta o catedrală, nici o piramidă, fără să-i dai explicații. Stai să vezi ce au vrut oamenii, ea îi spune. Dar în fața mesei tăcerii, ai spune doar, stai și vezi. Constantin Brâncuș are nenumărate capodopere, ce s-au vândut la licitații în întreaga lume pentru zeci de milioane de euro. Printre acestea se numără și Domnișoara Pogani, Prințesa X sau Muza Adormită. Domnișoara Pogani, Prințesa X sau Muza Adormită sunt opere celebre ale marelui sculptor Constantin Brâncuș, în spatele cărora stau povești de amor. Brâncuș a transformat multe dintre iubite în opere de artă, care au făcut istorie. Constantin Brâncuș a avut nenumărate iubite, cărora în loc să le ofere o căsătorie, le-a dăruit infinitul, imortalizându-le pentru eternitate în operele sale. Cele mai multe dintre poveștile de iubire s-au finalizat cu crearea unor capodopere. Printre cele mai celebre sunt Domnișoara Pogani, Prințesa X sau Muza Adormită. Domnișoara Pogani a fost inspirată de o doamnă care a făcut parte din viața artistului într-o anumită perioadă, pictorița Margaret Pogani din Ungaria. Brâncuș a cunoscut-o pe Margaret în 1909 și inevitabil tânăra s-a îndrăgostit de artistul român. El a rugat-o să-i pozeze pentru un bust. De fiecare dată începea și termina un nou bust. Fiecare era frumos, minunat de real. Eu îl rugam să-l păstreze ca variantă finală. Dar el izbucnea mereu în râs și arunca bustul înapoi în lada cu lut din colțul atelierului. Spre marea mea dezamăgire, a declarat Margaret Pogani. Capul de marmură Domnișoara Pogani a fost opera creată de sculptorul român pentru Margaret. Pictorița s-a recunoscut imediat în lucrare. Am realizat că eram chiar eu, deși capul nu avea niciuna din trăsăturile mele. Era tot numai ochi. Însă privind înspre Brâncuș am observat că mă privea pe furiș în timp ce vorbea cu prietenii mei. I-a făcut o enormă plăcere să constate că am reușit să mă recunosc, spunea muza. Brâncuș a corespondat cu muza care a inspirat Domnișoara Pogani zeci de ani după ce s-au cunoscut. Capul cu ochii mari și liniile fine caracterizează pe deplin stilul inconfundabil al lui Constantin Brâncuș. Acesta a revoluționat sculptura modernă prin minimalismul său perfecționist, eliminând din ce în ce mai multe elemente din sculpturile sale până când acestea au căpătat o formă perfectă pe înțelesul tuturor. Statuia mea, înțelegeți, domnule, este femeia, sinteza însă și a femeii, eternul feminin al lui Goethe, redus la esență. 5 ani am lucrat și am simplificat, am făcut materia să spună ceea ce nu se poate rosti. Și ce este în fond femeia? Un zâmbet între dantele și foarte obraji? Nu asta este femeia. Pentru a degaja această entitate, pentru a aduce în domeniul sensibilului acest tip etern de forme efemere, timp de 5 ani, am simplificat, am finisat lucrarea. Și cred că biruind în cele din urmă am depășit materia. De fapt, e chiar păcat să strici frumusețea unei materii sfredelind mici găuri pentru ochi, sculptând părul, urechile. Și materia mea e atât de frumoasă prin liniile acestea sinuoase, strălucind ca aurul curat și care rezumă într-un singur arhetip toate efigiile feminine de pe pământ. Spunea Brâncuș despre lucrarea controversată Prințesa X. În realitate, în spatele operei, pe care mulți au văzut-o drept un falus, se ascunde relația pe care sculptorul a avut-o cu Prințesa Marie Bonaparte. Prințesa a fost fiica prințului Roland Bonaparte și a Mariei Felix Blanc, iar bunicul patern a fost Pierre Napoleon Bonaparte, nepotul lui Napoleon I. Doamna cu origini celebre a ajuns în atelierul lui Brâncuș, fascinată de opera acestuia și a sfârșit îndrăgostită de artist. Se spune că prințesa Bonaparte suferea de frigiditate și toată viața a avut nevoie de asigurări cu privire la puterea ei de seducție. Pentru a fi mai atrăgătoare și a făcut mai multe operații estetice la nas și la sân. Complexele prințesei și obsesia pentru sex i-au inspirat lui Brâncuș Prințesa X, opera controversată
care nu a fost bine primită la primele expoziții. Când a fost expusă în 1919 la Grand Palais, Prințesa X a iscat un adevărat scandal. A fost considerată o lucrare pornografică și Brâncuși a fost obligat să o retragă. Se spune că în fața Prințesei X, celebrul Matisse ar fi exclamat uimit: "Voilà le phallus!" Iată falusul! O puteți admira la Muzeul de Artă din Philadelphia, din Statele Unite. Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Aileen Lanet, o americană pe care Brâncuși a întâlnit-o la Paris, e inspirat artistului opera cu același nume. Aileen a fost una dintre puținele iubiri pe care artistul a adus-o în România. "De ce nu vii cu mine în România? Asta îți va schimba ideile. Nu trebuie să-ți faci probleme de ce vor zice oamenii. Te voi prezenta drept fiica mea." I-ar fi spus Brâncuși tinerei, care era cu 20 de ani mai mică decât el. A adus-o în Gorj la Hobita în septembrie 1922. Deși era îndrăgostită până peste cap de artistul român, americanca l-a părăsit și s-a întors în America. Se spune că ar fi așteptat de la Brâncuși oficializarea relației, însă artistul era celibatar convins. "Doresc să-ți mulțumesc pentru zilele petrecute împreună. M-a dorut însă să te văd suferind, la fel cum m-a întristat teama de a nu-ți putea arăta o afecțiune pe care nu mai am dreptul să ți-o împărtășesc." E scris la despărțile Aileen lui Brâncuși. Relația de iubire a fost imortalizată mai târziu în lucrarea cu numele Aileen Lanet. Abia în anul 1923, artistul a cioplit-o pe Aileen în piatră albă într-o lucrare păstrată în atelier. Agnes și Florence Mayer, La Reine Pas de The News și Miracle. Jurnalista Agnes Ernest Mayer l-a cunoscut pe Brâncuși în 1910 prin intermediul soțului ei, care era director al ziarului The Washington Post. Cei doi au avut o relație imortalizată de Brâncuși în marmură neagră în lucrarea La Reine Pas de The News. Sculptorul a vrăjit-o și pe una dintre fiicele jurnalistei. Dansatoarea Florence a ajuns în atelierul lui Brâncuși, adusă de mama ei. Între sculptor și fiica jurnalistei a început o relație de iubire și pentru tânără, artistul a creat lucrarea Miracle. Între cei doi a existat o intensă corespondență mai bine de 10 ani. Brâncuși avea 69 de ani, iar Florence era o femeie căsătorită când încă își mai scriau: "Foarte, foarte dragă Florence, mă gândesc mult la tine și aș vrea să fiu acolo, să te alint, te îmbrățișez de aici cu spiritul și inima și îți trimit multă dragoste", îi scria sculptorul muzei sale în 1938. La Reine Pas de Deniers o puteți admira la National Gallery of Art din Washington DC, Statele Unite ale Americii. Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Madame L.R. și muza adormită. Lenoir Ricou, o bogată aristocrată din lumea pariziană, a fost și amuza lui Constantin Brâncuși, se pare. Tot după o relație amoroasă, Lenoir i-a inspirat lui Brâncuși lucrarea Madame L.R., lucrare care a stat în atelierul artistului de la Paris ani mulți, fără să fie expusă. Madame L.R. a ajuns în colecția de artă a lui Yves Saint Laurent și s-a clasat pe locul 2 în topul celor mai valoroase opere de artă vândute la Paris. A fost vândută cu 29,125 de milioane de euro la licitația organizată de Casa Christie's. Piesa, un exemplu al primelor sculpturi din lemn făcute de Brâncuși, este lucrată în lemn de stejar și are înălțimea de 117 cm. Baronesa René Iran Franchot i-a pozat lui Brâncuși între 1909-1910 în atelierul său din Montparnasse, Paris, pentru lucrarea Muza adormită. Sculptorul a încercat mai multe variante în bronz, marmură, lemn. Prima Muza adormită a fost sculptată de Brâncuși în marmură albă între anii 1909 și 1910. Ulterior a realizat alte 3 versiuni în marmură și alte 5 în bronz, care sunt și acum în muzee din întreaga lume, inclusiv la Muzeul Metropolitan de Artă din New York City și la Muzeul Național de Artă Modernă din Paris. Sculptura este un model al unui cap fără corp, cu marcaje pentru anumite caracteristici
cum ar fi părul, nasul, buzele și cu ochii închiși. În lucrarea A History of Western Art, o istorie a artei occidentale, Lori Adams spune că sculptura are o curbiliniaritate abstractă de calitate și un contur neted care creează o impresie de eleganță. Prin turnarea lor în metal cu un finisaj fin, aceste sculpturi au forme arhetipale, moderne, autosuficiente. Printre alte opere de artă realizate de marele sculptor se numără și Vrăjitoarea în 1916-1924, Regele Regilor, Muza 1912, Adam și Eva 1921, Miracolul Foca 1930-1932, Testoasa Zburătoare 1940-1945, Câine de Pază 1916 și Soclul de Stejar 1920. Toate aceste capodopere pot fi admirate la muzeul Guggenheim din New York. Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Cât despre coloana infinitului, Brâncuș spunea: viața se aseamănă cu o spirală. Nu știm în ce direcție este ținta ei, dar trebuie să mergem în direcția pe care o credem cea justă. Coloana fără de sfârșit, așa cum îi plăcea lui Brâncuș să o denumească, se află în Parcul Coloanei, o zonă verde situată chiar la intrare în Târgu Jiu. Lista completă a operelor acestui demiurg o puteți găsi în descrierea clipului, prieten, și apoi puteți căuta imagini și informații despre fiecare operă de artă în parte care v-a trezit interesul. Cu voi a fost diaconul Alexandru, vă salut cu respect și aveți grijă de voi. Chemați-vă rudele, vecinii și prietenii și fiți alături de mine, pentru că nici nu știți ce urmează. La revedere! Șurubul de teasc, el mi-a dat ideea coloanei fără sfârșit. Că eu așa îi zic, coloana fără sfârșit. Cineva a măsurat-o. Altcineva spune că reprezintă simbolic anul în care țara noastră a intrat în război. Eu... Ea este simplu un proiect de coloană care, mărită, ar putea sprijini bolta cerească. Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Iar a vedea îndepărtare e ceva. Însă ajunge acolo, e cu totul altceva.